epoca regiului Carol I, județele erau încă împărțite nu doar în plăși, ci și în personaj foarte cunoscut și influent în epocă. Adică el era responsabil de toată zona asta, nu doar Câmpina, deci tot ce însemna până la Predeal. A rămas multă vreme cam singura casă pe aici, în zona asta. Era, la vremea respectivă, era o casă impunătoare. Între timp, n-ai mai zice neapărat la scara. Este cel care a ascultat pentru bucureșteni, vorbesc acum, friza dinspre fântână a Palatului Universității. Bună ziua, dragă audiență! Iată că și de această dată suntem cu ghidul de turism al Câmpinei, cu Mădălin Focșa, și ne-a adus la o casă foarte, foarte veche, din 1898, cu o poveste impresionantă pe care Mădălin o să ne-o zică. Dacă cățelul mai latră, o să ne mutăm, dar practic este casa din spate. Salut, Mădălin! Salut, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Veniți cam des pe la Câmpina. Venim că ne place. Așa. Suntem într-o curte deosebită, cu mare suprafață. Suntem cumva în mijlocul unui pâlc de pădure, aflat în orașul Câmpina, cu copaci zdraveni, unii dintre ei și seculari, în mijlocul cărora se află o casă mai aparte, cumva castil așa seamănă, mai ales la în trecut seamănă, acum s-au mai făcut diverse adăugiri, seamănă mult cu cele de pe la Comarnic, dacă ați fost. Da, cele de pe DN, de pe terasă de aceasta. Uh-huh. Se mai vede încă o parte din terasa ei la etaj, cu stâlpi de lemn, cu traforuri de lemn. Și are o poveste interesantă pentru că a fost făcută de către subprefectul de Câmpina. În epoca regiului Carol I, județele erau încă împărțite nu doar în plăși, ci și în plaiuri. Era preluată denumirea asta de plai din vechime. Adică plaiurile erau un fel de plăși care au fost după aia în epoca interbelică, dar numai din zonele montane. Uh-huh. Deci plaiurile erau în zona de munte și la zona de câmpie erau plăși, componente ale unui județ. Ok, știi? Cam câte plăși și erau? Practic, sau județul nostru Prahova, pe vremea regiului Carol I, avea două, inițial, au fost două mari plaiuri, plaiul Prahovii și plaiul Teleagenului, uh-huh. Adică practic bazinele superioare ale râurilor Prahova și respectiv Teleagen. După aceea, la un moment dat, dezvoltându-se Sinaia și stațiunile, s-a împărțit plaiul Prahovei în două și au rezultat, s-au schimbat în plăși atunci, în momentul ăla, și au rezultat plasa Sinaia și plasa Câmpina, uh-huh. Cumva. Dar de aici după aia a derivat în oraș, nu? Cumva sau nu, practic astea și plaiurile și plășile erau, conțineau mai multe comune, erau un fel de subunități ale județelor, uh-huh. Care au funcționat până la venirea comuniștilor și care la rândul lor erau împărțite în comune urbane, okay. Și rurale, știi? Uh-huh. Și, bineînțeles, fiecare, un județ, să zic, avea între 5-6 plăși, plaiuri, plus, minus, 2-3, okay, să zic. Ok, ok. Bun, și plaiul Prahovei, din vechime, a avut reședința la Câmpina. Adică erau, și fiecare dintre aceste plăși avea câte un subprefect, care era subalternul prefectului ce conducea județul. De la Ploiești, din reședința, uh-huh. județului. Și atunci existau subprefecți la Câmpina pentru plaiul Prahovei și în alte orașe pentru celelalte plaiuri și plăși. Și acest personaj care a construit casa în 1898 a fost subprefectul de Câmpina, deci subprefectul plaiului Prahovei,
L-am găsit la 1880 și ceva, deja menționat ca subprefect. Se pare că a fost, am impresia că a fost cel mai longeviv subprefect al Plaiului Prahova și un personaj foarte cunoscut și influent în epocă. Adică el era responsabil de toată zona asta, nu doar Câmpina, deci tot ce însemna până la Predeal inclusiv, că și pe timpul ăla Predealul ținea de județul Prahov. Bun, și a trăit, se pare, deci era născut prin, probabil pe la jumatea secolului 19 sau mai încoace puțin, și a trăit până, a apucat și primul război mondial, pentru că atunci când au venit nemții cu ocupația în 1916-17-18, l-am găsit menționat în arhive, deși era bătrân, l-au chemat să, că era bun cunoscător al administrației locale și așa, și a avut o funcție în vremea ocupației germanilor, mi se pare. Nu știu la momentul ăsta exact când a murit, dar era un om influent, probabil că și bogat, de vreme ce a deținut tot acest domeniu, nu știu cât, adică după aceea s-a mai împărțit la alți proprietari, dar inițial el avea o suprafață mult mai mare. Pentru că noi suntem practic cam în mijlocul mici păduri. Exact. Da. Și și-a făcut această casă când era subprefect în culmea puterii, 1898. O să vedeți chiar pe montaj anul respectiv pe care l-a incizat în piatra de la parterul casei. Deci casa era pe o pantă așa a dealului. Suntem cumva în zona în zona versantului platoului Câmpinița, adică partea mai înaltă a platoului Câmpinei, pe care se află orașul, și pe Câmpinița este doar, în general, sunt mai mult case, nu sunt blocuri, e o zonă rezidențială la nordul orașului, foarte tihnită și în zilele de azi, pe vremea lui cu atât mai mult, era o margine de oraș, practic. Și aici, în spatele privitorilor, se află vale, deci practic casa era orientată cu fața spre către oraș, soare, sau spre sud, și spre valea aceasta unde se află lacul Curiacu, de pildă, e unul dintre cele două lacuri amenajate în prezent în Câmpina, și cred că a rămas multă vreme cam singura casă aici, în zona asta. Era, la vremea respectivă era o casă impunătoare, între timp n-ai mai zice neapărat la scara orașelor de astăzi. Dar chiar și așa, tot pare mare. Da. Și el a avut un fiu, Traian, născut prin 1890, deci la momentul când a construit casa deja avea copii născuți, erau de vârste așa, că a mai avut încă două fete cel puțin. Acest Traian Bănescu a ajuns inginer în industria petrolului și așa mai departe. În tinerețe era secretarul primăriei, pentru că era ușor să... Avea o legătură. Da. În fine. Deci o familie vestită, cunoscută. O poză din epoca interbelică se păstrează în colecția muzeului HDU. De pildă, cu casa mai însorită atunci. Nu erau dezvoltați așa copacii. Ce ar mai fi mai interesant... Faptul că au avut legături cu personaje cunoscute ale zonei, că nu degeaba poza a ajuns în colecția muzeului HDU, trebuie să ne dăm seama așa că, raportându-ne la epocă, era practic contemporan cu HDU, cu Grigorescu, cu doctorul Constantin Istrati,
practic în spatele casei. Luc HD-ul? Nu, în spatele aici? Casei acesteia. Așa, da. Se află strada Constantin Istrati și care își păstrează toponimia locului, amintirea doctorului Istrati, care a deținut tot acest platou Câmpinița la vremea respectivă, din care unde l-a adus apoi și pe HD-ul și așa mai departe. Grigorescu era peste șosea, dar tot în dreptul nostru cumva. Iar acum în locul spațiului pe care l-a avut este școala de poliție. Da, în locul Academia. Proprietății doctorului Istrati. Da, exact. Da. Adică în spatele castelului HD. Nu suntem departe de școala de poliție, ea se află în spatele casei Grigore Bănescu. Și mai găsisem eu la un moment dat că s-a și încuscrit cu un alt personaj, mai puțin cunoscut, e adevărat, dar la vremea respectivă era considerat de critică sculptorul național al României o vreme. A fost foarte apreciat de familia regală, Gheorghe Tudor, originar din Breaza, este cel care a sculptat pentru bucureșteni, vorbesc acum, friza dinspre fântână a Palatului Universității. Aha. Friza cu personaje în basorelief. Da, așa, da, da, da. A făcut puține lucrări de for public și de asta nu e cunoscut foarte bine astăzi, dar la vremea respectivă era foarte apreciat pentru că cam ce făcea Grigorescu în pictură, el făcea în sculptură. Cam aceleași teme și așa mai departe. Și a lucrat foarte mult statuete și lucruri de interior. Deci pentru case, pentru cei care îi cumpărau lucrările, a devenit și sculptorul Comisiunii Monumentelor Istorice, la un moment dat avea un atelier, el îl conducea, atelierul de restaurare al Comisiunii Monumentelor Istorice. E, și ăsta i-a devenit ginere, mi se pare, lui Grigore Bănescu. Da. Da, ceva de genul ăsta. Așa ai spus. Așa. Și, bun, el mai are niște statui. Și în oraș el a făcut statuia. Aici în Câmpina? Da, dar monumentul eroilor din războiul de întregire. Care s-a mutat. Era undeva în centru și s-a mutat. Da, exact, e cel care s-a mutat. Okay. A fost reabilitat acum cu ocazia centenarului. Ok. Da. Deci ăsta a fost sculptorul Gheorghe Tudor. Uite, nici m-am gândit că ajungem să vorbim și da, de el. Da, uite ce legătură am făcut. Da. Așa. Dar și a mai făcut. A meritat să amintesc și de el, că na, fiind ginerele lui Grigore Bănescu, el e oricum mai cunoscut decât Grigore Bănescu. Grigore Bănescu a rămas, na, un personaj uitat de istorie până la urmă, în definitiv. Dar a lăsat totuși ceva în urmă, un spațiu deosebit, aparte, da. Pentru că nu oriunde ai un pâlc atât de zdravă. Deci, efectiv, aici ești ca într-o pădure seculară. Din unele puncte de vedere, în mijlocul unui oraș, deci e fantastic. Este o vâlcea, dacă o să luăm cadrul după aia și trece pe aici pe lângă în apropierea noastră, nu departe, la 20 de metri pe proprietate. Da. Da. Așa, și ea se scurge și alimentează, se varsă lacul în valea acesta cu dintre cele două lacuri. Este mai sus lacul Bisericii și din el se scurge firicel de apă și în lacul Curiacu. Astea două au fost și reamenajate recent de primărie în ultimii ani. Mai departe, scurgerea se face direct în Prahova, din lacul Curiacu. Deci aici e cumva o vale de asta transversală est-vest, o adâncitură, e ca un rif așa cumva, plastic vorbind, în terasa, în platoul orașului Câmpina, care vale, având aceste lacuri și fiind o cale ușoară de acces dinspre Valea Prahovei, fără mari diferențe de nivel, a fost folosită de acea linie ferată făcută pe vremea lui Carol I. Care ajuta la Steaua Română? Exact, okay. De care vă spuneam. Și practic calea ferată Câmpina-Telega.
pe aici, prin această vale, trecea, mm-hmm. prin fața casei lui Bănescu. El privea trenurile mergând la Ocne, la... Le vedea de sus aici, da, așa, întorcându-se cu încărcate cu, cu sarea de la Ocne, după care cu cisternele de petrol când s-a făcut și rafinăria și așa mai departe. Deci, na, a fost o epocă interesantă. Nu știu ce am mai putea vorbi, cred că aș putea să vă vorbesc la nesfârșit, dar... e... Bine, pe atunci să mai lăsăm și privitorilor să mai caute, dacă doresc, informații despre această casă și despre istoria casei și nu numai. Chiar și e despre... unul dintre cazurile despre care vă zic că nici câmpinenii, nu știu, foarte puțin știu și mai țin minte și dintre cei bătrâni, într-adevăr, care s-au ocupat cu istoria orașului, cunosc faptul că asta a fost casa Grigore Bănescu, și, dar na, puțin știu că chiar datează din 1898, cu unele refaceri și așa mai departe. Deci, da, e o casă din, era să spun, din secolul trecut. Nu e din secolul trecut, mm-hmm. e din urmă cu două secole. Da. Când deja trebuie să ne învățăm să vorbim cu secolul trecut despre secolul 20. Da, da. Bine, Mădălin, vă mulțumim și ne vedem la următorul material. Cu drag.